La judo, ca de altfel și în alte sporturi, gloria este efemeră. Senzația incomparabilă de pe podiumul de premiere vine după o muncă de cele mai multe ori titanică. După un nou antrenament epuizant, judocanii au avut parte și de o surpriză din partea Fundației Edelweiss. Fondatorul organizației, Vlad Plahotniuc, care este și președintele de onoare al Federației de Judo, a apreciat performanța sportivilor moldoveni la Grand Prix-ul din Olanda. Sergiu Toma a cucerit medalia de bronz, iar Victor Scorțov a fost la un pas de podium. Vlad Plahotniuc le-a urat succes judocanilor care vor reprezenta țara la campionatul european pentru tineret de la Sarajevo. Приятно очень, что хоть за такой результат, как бы пятым. Ну и результат, считаю, но приятно, что дали хоть какие-то деньги. И плакут, когда предсвязь ко всем на результате. Дарить, într-adevăr, ситуация спортивилор на Нанцаре и грея. Și mai multe motive de bucurie le are antrenorul lotului național de judo, Vasile Colța, care speră că sprijinul din partea Fundației Edelweiss va da un imbolt dezvoltării acestei probe olimpice la noi în țară, iar ulterior sportivii noștri ne vor bucura cu performanțe remarcabile pe arena internațională. Pentru mine, ca antrenor, mult mai ușor acum să lucrez cu dâns și atârnarea față de munca care o depun ei, mult mai prețioasă și din competiție în competiție aduc de medalii mai multe, totuși atârnarea când este din partea domnului Plahotniuc și a statului, mai mergem înainte.